stimați colegi, domnule asistență, astăzi, în cadrul ședinței Curții de Conturi, vom examina raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Relației Interetnice, încheiat la 31 decembrie 2017. Raportorul să fie Felicia Sârbu. Alte propuneri la ordine de zi? Nu sunt, da? Felicia, la tribună. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată audiență. În prezenta ședință, Direcția Generală Auditul Fondurilor Publice pentru Agricultură, Silvicultură, Infrastructură și Mediu propune spre examinare proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale Biroului Relații Interetnice încheiate la 31 decembrie 2017, care a fost întocmit urmarea realizării misiunii de audit desfășurată în temeiul articolului 31 și articolul 32 din legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova și potrivit programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018. În cadrul misiunii de audit au fost colectate și analizate probe de audit analitice care au fost atestate documentar, solicitate explicații și informații de la persoanele responsabile din cadrul biroului, precum și au fost discutate problematici aferente domeniilor auditate. Auditul a evaluat toate informațiile necesare și explicațiile obținute pentru a sprijini constatările și concluziile expuse în proiectul raportului de audit. Scopul auditului a constat în oferirea asigurării rezonabile în ceea ce privește faptul dacă rapoartele financiare ale biroului întocmite la 31 decembrie 2017 sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală și fidelă a informațiilor prezentate, iar tranzacțiile au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare. Biroul Relații Interetnice este autoritatea administrativă centrală în subordinea Guvernului, care promovează politica statului în domeniul relațiilor interetnice și funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. În calitate de organ consultativ, pe lângă birou funcționează pe baze obștești Consiliul Coordonator al Organizațiilor Etnoculturale, din care fac parte factori de decizie și din cadrul biroului și conducători ai asociațiilor obștești ale minorităților naționale. Pe lângă birou mai funcționează și Casa Naționalităților, care este un centru cultural și de documentare a organizațiilor etnoculturale din țară. Biroul este condus de directorul general, numit și eliberat din funcție de guvern, care la rândul său este asistat de către directorul general adjunct. Directorul general adjunct se subordonează nemijlocit directorului general și organizează activitatea în cadrul biroului în limitele împuternicirilor ce îi sunt atribuite. Biroul este asistat de un aparat administrativ, ale cărui structură și efectiv limită sunt aprobate prin hotărâre de guvern și constituie 19 unități. În calitate de executor de buget, biroul este responsabil de organizarea și controlul asupra planificării, utilizării alocațiilor conform destinațiilor prevăzute în bugetul propriu. Principalele surse de întreținere ale biroului pentru anul 2017 au constituit finanțare de la bugetul de stat în mărime de 3.918,9 lei și veniturile obținute ca rezultat al locațiunii bunurilor patrimoniului public în mărime de 596,2 lei. Nivelul de executare a bugetului aprobat pentru anul 2017 a constituit 99,3%. Conform datelor din bilanțul contabil, patrimoniul administrat de birou a constituit 5.375,7 lei, ponderea majoră revenindu-i mijloacelor fixe, care au constituit la finele anului 5.109,8 lei sau 95%. Misiunea de audit a constatat denaturări semnificative ale situațiilor financiare ale biroului, întocmite la 31 decembrie 2017, care au avut drept efect prezentarea eronată a valorii patrimoniului gestionat, acesta fiind diminuat cu 1.171,4 lei ca rezultat al neevaluării și neregistrării regulamentare în evidența contabilă a terenului cu suprafață de 0,88 hectare și valoarea estimativă 1.145,5 lei, deși potrivit titlului de autentificare a deținătorilor de teren, drepturile asupra terenului au fost înregistrate la organele cadastrale, precum și înregistrări în evidența contabilă a paginii web oficiale a biroului, creată în anul 2008, deși au fost suportate cheltuieli în valoare de 25,9 lei pentru proiectarea și modernizarea acestei pagini web. Cu referire la alte constatări, se menționează următoarele.
Cu toate că implementarea sistemului de management financiar și control în cadrul biroului au cuprins organizarea sistemului de management financiar și control prin descrierea proceselor de bază, identificarea responsabililor de implementare și elaborarea planului, a cuprins politica de securitate a sistemului informațional prin implementarea controlelor de securitate în aplicații, baza de date și sisteme operaționale, iar prin prisma examinării funcțiilor și atribuțiilor a cuprins sistemul contabil, probele de audit acumulate au identificat și unele lacune ale sistemului managementului financiar și control, care au constat în lipsa documentării etapei de pregătire și implementării sistemului, lipsa descrierii narrative și grafice a proceselor operaționale, precum și lipsa politicii de comunicare, fapt ce denotă că asigurarea rezonabilă prezentată prin intermediul declarațiilor de bună guvernare, precum că sistemul de management financiar și control se conformează cerințelor cadrului legal, nu corespunde deplin realității. Existența unor carențe în implementarea sistemului MFC a condiționat apariția încălcărilor cadrului regulator privind achizițiile publice. Astfel, în cadrul licitației publice pentru achiziționarea serviciilor, nu au fost stabilite criterii specifice de evaluare a ofertelor, cum ar fi prețul, termenul de execuție, calitatea oferită și alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor, și nici algoritmul de calcul pentru stabilirea acestuia. În aceste condiții, drept câștigătoare, a fost declarată oferta cu 11,1 mii lei mai mare decât oferta cu cel mai mic preț propusă de un alt operator economic. De asemenea, insuficiența procedurilor de evaluare și monitorizare au determinat nereflectarea în mod deplin a situației financiare. Astfel, de către birou au fost admise creanțe cu termen de achitare expirat la 31 decembrie 2017 în valoare de 255,9 mii lei. Din acestea, 61,3% sau 144,5 mii lei reprezintă creanțe compromise care datează din anii 2010-2015, pentru încasarea cărora au fost inițiate proceduri de executare. Aceste creanțe erau formate din datorii pentru plata locațiunii și serviciilor comunale ale beneficiarilor de spații din cadrul imobilului gestionat de birou. Nerespectarea normelor metodologice privind aplicarea clasificației economice a determinat raportarea neveridică în situațiile financiare a informației privind mijloacele fixe și stocurile de materiale circulante, materialele în valoare de 12,9 mii lei fiind contabilizate ca majorarea valorii clădirii. Evaluările auditului privind domeniile selectate pentru a fi auditate, precum retribuirea muncii, prestații sociale, procurări și casări a mijloacelor fixe și a bunurilor materiale, cheltuieli pentru servicii de transport, cheltuieli pentru deplasări de serviciu, cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe, evidența stocurilor de materiale circulate, precum și evidența veniturilor colectate, nu au constatat deficiențe semnificative care ar afecta situațiile financiare ale biroului pentru anul 2017. În proiectul de raport sunt expuse recomandări specifice de remediere a neconformităților constatate. Politicile guvernamentale privind reformarea administrației publice au prevăzut necesitatea modificării structurii și funcțiilor exercitate de birou. Conform prevederilor cadrului legal, unul din principiile fundamentale de organizare și funcționare a administrației publice centrale de specialitate este delimitarea funcțiilor de elaborare și de promovare a politicilor de care sunt responsabile ministerele, de funcțiile de implementare a acestora. În acest context, la 25 iunie 2018, a fost aprobată hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Relații Interietnice, care prevede redenumirea biroului în agenție și autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului Republicii Moldova, fiindu-i păstrate funcțiile de implementare a politicilor în domeniul relațiilor interietnice, iar funcțiile de elaborare și de promovare a politicilor în acest domeniu fiindu-i transmise Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. De menționat că urmarea discuțiilor dintre echipa de audit și factorii de decizie ai biroului pe marginea constatărilor, concluziilor și recomandărilor de audit expuse în proiectul de raport, biroul nu a comunicat dezacorduri și a acceptat recomandările înaintate cu scopul de a remedia deficiențele identificate. În acest sens, ținem să menționăm că pe parcursul misiunii de audit, biroul a remediat unele neconformități atestate, după cum urmează. Au fost înregistrate în evidența contabilă terenul și pagina web oficială, au fost descrise procesele operaționale privind modul de calculare și achitare a concediilor, evidența decontărilor cu furnizorii și creanțelor cu clienții,
executarea cheltuielilor de delegare a angajaților în interes de serviciu și evidența circulației materialelor și mijloacelor fixe. Au fost corectate neconformități în valoare de 12,9 mii lei, mijloacele fixe și materialele fiind reflectate la conturile distincte. Astfel, stimate domnule președinte, stimați membri ai plenului Curții de Conturi, în contextul celor menționate, propunem ca proiectul raportului de audit să fie acceptate pentru examinare și aprobare cu exprimarea opiniei de rigoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc și eu. Membrii Curții, dacă sunt întrebări la raportor. Nu aveți, da? Trebuie să ia loc, te rog. Plen nu mai există, e curte deja. Legea 260. Facem fermatul, doamna Petuhov, dumneavoastră ne spuneți pozițiile esențiale, principale, care vedeți dumneavoastră în neajunsuri. Mă bucur faptul că pe parcursul misiunii de audit ați înregistrat acest teren și ați mai depășit niște lucruri. Asta e chestie bună. Ce să vorbiți de pe loc, nu e neapărat să fie aceștia tribună și doamna contabil șef o să o completați dacă ceva nu o să fie suficient. De acord? Vă rog, doamna Petuhov. Mersi mult, mulțumite președinte, onorat membrii a Curții de Conturi, stimați asistenți. Noi, într-adevăr, am analizat profund raportul care a fost astăzi prezentat în plen și garantăm că aici nu ne vom opri, adică după ședința de astăzi vom analiza încă o dată în detalii toate lacunele care au fost comise de către colaboratorii Biroului Relații Interetnice, vom elabora un plan de acțiuni care va veni cu măsuri specifice pentru înlăturarea acestor lacune care au fost atrase atenție. Aici a fost menționat că Biroul Relații Interetnice, într-adevăr, este structura Guvernului în domeniul relațiilor interetnice și funcționarea limbilor. Pe parcurs de 26 de ani noi activăm în acest domeniu. Pe parcursul anilor a fost stabilite niște obiective și priorități pentru ca toate minoritățile etnice din Republica Moldova să se simte cetățeni a Republicii Moldova cu drepturi depline, să fie elaborate niște politici foarte concrete care le-ar permite însuși etnicilor din Republica Moldova să-și aibă posibilitatea de a promova tradiția, cultura, să-și păstreze limbile minorităților naționale din Republica Moldova. Printre obiectivul principal al biroului, de asemenea, este colaborarea dintre conducerea statului cu societatea civilă, cu organizațiile internaționale, cu organizațiile etnoculturale din Republica Moldova. Și acest lucru noi îl facem prin intermediul organizării a unor anumite activități, cum ar fi forumuri, conferințe, mese rotunde, expoziții, lansări de carte și multe alte evenimente cu finanțarea din bugetul de stat, bugetul predestins Biroului Relații Interetnice. Aici suntem de acord că pe parcursul perioadei 2017 noi nu am luat în atenție schimbările care au fost făcute și în legislație, unde să vedem cu o metodologie narrativă descriind organizarea și desfășurarea acestor evenimente și noi vom atrage o atenție sporită acestui lucru. Vom lucra cu toți colaboratorii biroului. La noi va fi o schimbare recent în interiorul biroului. De la două direcții venim la o direcție care se va numi Consolidarea Relațiilor Interetnice. Și vom avea nevoie de o analiză profundă, anume a celor lacune care le-au depistat membrii comisiei. Noi, în primul rând, am avut o colaborare foarte deschisă și profesionalismul colaboratorilor dumneavoastră încă o dată au demonstrat că permanent trebuie să cunoaștem legislația în vigoare, permanent trebuie să ținem la control absolut tot ce ține de normele atât financiare cât și normele politice pentru dezvoltarea biroului. Ca final vreau să menționez că din 19 persoane care a fost menționat că este efectivul limită al Biroului Relații Interetnice, în principiu împreună cu
lucrătorii tehnici, noi eram 25 de persoane, acum am fost limitați la 20 de persoane, inclusiv cu personalul tehnic. Însă noi am obținut un nou angajat, anume în domeniul juridic, care ne va permite să ținem la control toate actele normative, toate normele, atât financiare, cât și normele legislației în vigoare. Colectivul biroului este permanent antrenat și pregătit pentru a cunoaște legislația. Noi recent am organizat împreună cu misiunea OSCE un training anume pentru colaboratorii biroului, deoarece pe parcursul anului 2017 a fost un an productiv pentru birou, a fost aprobat de către guvern, elaborat de Biroul Relații Interetnice, strategie de consolidare a relațiilor interetnice pentru anii 2017-2027, care va fi un document de politici, unul din cel mai important în domeniul consolidării relațiilor interetnice. A fost aprobat de asemenea prin hotărâri de guvern planul de acțiuni pentru implementarea, adică primului plan de acțiuni pentru implementarea acestui plan. De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință că din bugetul biroului sunt dați bani pentru implementarea planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova, căci acest plan ține și de alte ministere de resort care au buget pentru implementarea acestui plan. Se implementează planul aprobat prin hotărâri de guvern pentru studierea Holocaustului, care este un document foarte important pentru Republica Moldova, care pentru prima dată a introdus și o zi de comemorare a zilei Holocaustului în Republica Moldova și avem un plan special care venim pentru studierea Holocaustului, anume pe teritoriul Basarabiei, pe teritoriul Republicii Moldova. Vreau să menționez aici că noi susținem activitățile statutare ale organizațiilor etnoculturale. Noi colaborăm cu circa 97 de organizații etnoculturale din Republica Moldova. Conform legislământul anului 2014, vreau să menționez că în Republica Moldova sunt circa 36 de etnii cu număr mai mare de 50 de persoane și circa în jur de 90 de etnii care sunt înregistrate conform statisticii. Adică Republica Moldova, fiind un stat polietnic, noi atragem o atenție deosebită toleranței interetnice, fiindcă de acest domeniu ține foarte mult climatul din Republica Moldova și ca cetățenii Republica Moldova să se simte comod, să fie respectată legislația. În principiu, eu nu m-am axat pe mijloacele financiare, dar noi permanent ne stărâm ca toate achizițiile care le facem pentru susținerea organizațiilor etnoculturale să le facem conform normelor legislației, normelor interne, care sunt sub controlul permanent al secției contabile. Șefii de direcție duc o responsabilitate cu semnătură pentru desfășurarea evenimentelor. Eu, ca director adjunct, de asemenea, sunt implicată practic în aceste evenimente și țin la control atât implementarea planului de acțiune a biroului, conform căruia se efectuează toate tranzacțiile și toate organizările evenimentelor. Eu m-am străduit să fiu subțintă, dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund. Da, vă mulțumesc, doamna Petrucova. Vă mulțumesc. Eu vreau să vă întreb, când am fost ultima dată noi cu auditorul dumneavoastră? Am înțeles. Da, deci lucrurile sunt așa, cred că trebuia să venim mai des la dumneavoastră. Eu sper că data viitoare când o să venim, nu o să fie neajunsurile care au fost înregistrate acum. Da? Aveți o activitate importantă în cadrul Republicii Moldova, vă străduiți să o faceți bine, dar partea ce ține de contabilitate, raportare, mai lasă-ți dorit puțin. Da, domn președinte, noi suntem într-o tot de acord cu ceea ce spuneți și vă mulțumim încă o dată că într-adevăr ați deschis unele paranteze la care noi trebuie să fim mai atenți și o transparență mai mare. Aici vreau să menționez că noi ne străduim, noi avem Consiliul de Conducere a Minorităților Naționale, noi practic deschidem sumele de bani care le dăm pentru desfășurarea zilelor slavonii. Adică noi avem o deschidere, însă documental sunt de acord într-o tot că trebuie să fim mai atenți în ceea ce ne-a propus. Vă mulțumesc. Membrii cursii, dacă aveți întrebări. Doamna Violeta Andrie, vă rog.
Mulțumim, domnul președinte. Și o întrebare. Din constatările auditului, din analiza efectuată de către audit, se vede că pentru anul 2017, în comparație cu anul 2016, Biroul Relații Interetnice a avut finanțare de la buget, alocații bugetare mai mari, cu undeva 600.000 de lei. Care au fost cauza și unde au fost direcționați acești bani? Mulțumim. Da, vă mulțumesc. Vreau să menționez că noi am venit cu propuneri către Guvernul Republicii Moldova, într-adevăr, să majorăm bugetul. Asta a fost și una din recomandările experților internaționali care au monitorizat activitatea Biroului Relații Interetnice. De asemenea, vreau să menționez că au fost dați bani pentru studierea limbii de stat. Noi avem un acord de colaborare cu ANTEM, Agenția Națională a Trainerilor Europeni, și am avut anul 2010-2014 o contribuție din bugetul de stat de rezervă pentru acoperirea acestui buget din partea statului, fiindcă donatorii au pus condiția ca guvernul să vie cu o donație. Și noi, când am apărat bugetul Biroului Relații Interetnice, Ministerul Finanțelor ne-a introdus o sumă de bani specială pentru susținerea activității studierii limbii de stat de către minorități naționale. De asemenea, fiind aprobat planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă, am avut nevoie de asemenea de bani concreți pentru acoperirea cheltuielilor pentru implementarea acestui plan. De asemenea, a fost aprobat un nou plan studierea Holocaustului și, după cum au văzut și membrii comisiei, în incinta Casei Naționalităților, pentru prima dată noi am inaugurat un centru muzeu Memoria Holocaustului și Toleranța Interetnică. El nu este un muzeu național, este un muzeu în incinta Casei Naționalităților, fiindcă noi avem niște condiții, niște cerințe față de organizațiile internaționale ca în Republica Moldova să fie înființat un muzeu național ce ține de istoria Holocaustului. Acum Comisia Națională examinează această posibilitate. În Biblioteca Națională evreiască se dă în gestiunea comunității a statului, trece în gestiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetărilor, unde pe parcursul anilor va fi deschis un muzeu a evreilor, inclusiv și Holocaustului, dar a fost necesar deschiderea acestui centru muzeu în birou. Adică toți banii care noi am avut, practic, au fost dați pentru a îmbunătăți condițiile de implementare a legislației în domeniul relațiilor interetnice. Puteți să ne spuneți numărul acelor interetnici care au studiat limba română în cadrul proiectului care dumneavoastră ați vorbit? Eu acum nu am luat cu mine, dar vreau să spun că suntem în creștere. Practic, noi avem proiectul dat desfășurat acum cu susținerea înaltului comisar pentru minorități naționale de la Haga în UTA Găgăuzia, și acest proiect a fost redirecționat spre Găgăuzia datorită faptului că anume biroul și a fost contribuția statului pe parcursul acestor 2 ani. Și având această contribuție, prima dată a fost 90.000, 120.000 și a doilea oară acestea 120.000. Practic, noi am procurat softul pentru rețeaua Învățăm Română la distanță, ca cetățenii Republicii Moldova să aibă posibilitatea să studieze. De asemenea, vreau să spun că aceste cursuri au fost transmise și în raioanele de nord, unde compact locuiesc populația de etnie, de exemplu, pentru ucraieni în Ocnița și în multe alte localități, și am observat că acolo unde a fost și contribuția administrației locale, noi am avut succes, anume s-a majorat numărul de studenți care au învățat limba română. Vreau să spun că eu sunt și membru a Comisiei Naționale pentru Cetățenie, unde noi observăm că sunt doritori cu plată, însă să studieze limba română, și noi susținem acest proiect. Și vreau să spun că numărul este destul de în creștere. Domn Petru Tajorg. E păcat că îl avem pe Eminescu și dacă învață limba română au ocazia să-l citească în original. Asta e o, așa, ca
printre altele. Eu o să am întrebat de la departamentul juridic și financiar. Uităm că la data 31 decembrie 2017 creanțele cu termen expirat erau 255.000. Constatăm că este sumă destul de mare pentru un buget de 4 milioane de lei. Totodată, 61% sau 144.000 din ele sunt creanțe compromise. Pe parcursul misiunii de audit am înțeles că ceva dumneavoastră ați mai făcut în domeniul ăsta, dar oricum există restanță în ceea ce privește încasarea acestor creanțe compromise și de fapt vreau să văd, dumneavoastră ați vorbit de un plan de acțiuni, de anumite măsuri pe care dumneavoastră urmați să le implementați după finalizarea misiunii de audit și cum credeți, este real ca aceste creanțe compromise, de fapt care sunt din 2010 până în 2015 acumulate, mai au șansă ca să fie recuperate? Mulțumesc! В ходе проверки было установлено, что у нас креанция составляет 255,9 тысяч леев. Значит, это креанция по двум счетам числится. По 419,520, то есть это недостачи. У нас было два хищения, были похищены компьютеры и другая техника в 1998 году и в 2011 году. И долг по как бы креанце по аренде помещений и по коммунальным услугам составляет 235,6 тысяч леев. И из них 144,5 тысяч леев находятся в судебных разбирательствах уже несколько лет. Также 42,2 тысячи леев – это задолженность за декабрь месяц. Есть у нас должники, это наши этнокультурные организации, которые не располагают достаточным количеством денег, и они оплачивают, ну, как бы постепенно. Мы с ними работаем, отправляем им письма, приглашаем их на беседы, и эти долги будут как бы оплачены. Alte întrebări nu sunt, da? Vă mulțumesc. Dumneavoastră nu insistați să vorbiți. Dacă o să mă întrebări, o să răspundeți. Nu, dacă nu mai insistați, nu aveți ceva să mai spuneți, nu? Nu aveți. Auditorii noștri? Nu aveți. Închideți, vă rog, microfonul. Înseamnă că noi o să ne retragem în deliberări și o să luăm decizia asupra raportului. Misiunea de audit a propus să vinim cu opinii cu rezervă. O să discutăm și acest lucru. Știți că raportul și hotărârea o să fie publicate în monitor oficial, ele devin obligatorii pentru dumneavoastră și eu sper foarte mult că data viitoare, că noi când o să venim la dumneavoastră, nu o să fie ce să ne ajungă. Ele nu sunt mari, dar ele sunt, nu-i ordine. Banii publici cer ca să fie ordine și trebuie să fie cheltuiți cu mare rațiune și grijă. Vă doresc succes dumneavoastră. Sunteți liberi. Este foarte important să confirmăm absolut tuturor cerințelor și vă promitem că, într-adevăr, cu noua structură, noi vom lucra cu aparatul și vom cere atât de la noi însă și de la colaboratorii biroului să fim confirmați conform legislației în vigoare. Și vă mulțumesc foarte mult și echipei care au lucrat foarte profesional, mi-au atras atenție la multe faci și la mai multe lacune care au fost pe interne, dar noi ne-am străduit să ne confirmăm. Можно я тоже скажу? Я хочу тоже поблагодарить наших аудиторов за профессиональную проверку, за то, что они подсказали нам на многие моменты, которые мы должны были сделать и которые, может быть, упустили, не знали. Так что... Хорошо. Спасибо.